Unele momente au fost nefaste în viața Adeliei și Liviu rămânea surprins în urma celor auzite. Mi-aș spune peste ceva. Da. A fost odată un moment, ne-am certat și m-am atacat din casă. Și în seara respectivă, gen, am stat pe stradă. Și m-am plimbat toată seara, toată noaptea, de fapt, când s-a făcut dimineață, și m-am dus în parc, și a stat în parc. Până a doua zi, când s-a făcut zi, când ne-am certat și m-am scos afară, nu aveam nici acte, nici nimic la mine, nici telefon, nici mic. Și după? Și de dimineață, după, știam că după ce o să-și revină și așa, o să fie ok și pot să discut. Foarte greu. Au fost multe momente. Cred. Și, na, n-am trecut peste. Adică mă bucur de fiecare chestie, că am fost puternică și m-a păzit și nu mi s-a întâmplat niciodată nimic rău. Da, vezi, și știu mă care ești astăzi. Și cred că multe lucruri din trecutul nostru ne ajută care să devenim ceea ce suntem, dacă vrem, știi? Vrei să-ți mai povestești ceva? A mai fost un moment, mai ca astăzi mi-aduc aminte toate prostiile. Când lucram la restaurant, lucram împreună și a pierdut banii la aparate și ne-am certat. Și la fel mi-a spus să nu mă duc acasă, gen. Dar nu aveam eu de... Na. Și am mers și dormisem în seara respectivă la o colegă cu care lucram. Ea era turcoică, dar trăise, gen, era de origine turcoică, dar era din Anglia, știi cum a revenit. Și m-a chemat la ea acasă să dorm, pentru că nu aveam unde să merg. Și ne certasem eu și n-am vrut să merg acasă, de fapt. Nu mă dăduse afară, atunci n-am vrut să merg acasă. Nu știam ce să fac și am mers și am dormit la ea. Și nu o cunoșteam atât de bine, că eram nouă. Și a fost atât de drăguță că era acasă ea cu mama ei, tatăl ei era în spital. L-am dus noi în seara respectivă la spital că se simțea rău, lângă că eram eu praf și cu probleme, săracă, mai avea și probleme și mai multe acasă. Și m-a luat la ea și a fost foarte... Sara o cheamă, s-a căsătorit. Și m-a luat la ea acasă și gen, nu avea, avea pat din ăsta cum avem noi, știi? Și nu avea un loc unde să mă culce fata în pat. Și a pus pătură și pernă și a zis, hai că dormim amândouă pe jos. Condițiile în care aveau atât de multe probleme, pentru că soțul, gen, avea probleme și am fost cu el la spital și toate chestiile astea, noaptea, gen, pe la 12. Și totuși a fost foarte drăguț cu mine. Și de asta spun că mereu am avut noroc în viață de oameni buni. Pe o parte ai avut noroc. Da. Salvare. Da. Salvarea venit din... Mm-hmm. Din foarte multe motive, din foarte multe lucruri. Și cumva niciodată, adică mi-am pierdut speranța să pot să mai găsesc pe cineva. Poate și de asta am ținut barieră și am fost după foarte... Pentru că nu mai îți doreai să ajungi din nou acolo. Credeai că totul o să fie... Da. Cumva... Nu am putut să mai văd un bărbat diferit. Adică putea să-mi placă fizic și să-mi placă anumite chestii, dar nu să mă pot deschide. Și între așa și așa, e diferență mare. Între cuvântul cu D și cu S, ca să-l zic așa. Uh-huh. E diferență foarte mare. Și eu de foarte mult timp nu am acceptat. Nu am mai putut să văd lucrul ăsta cineva. Adică era doar... Nu mă atind cum mă privește așa, nu știu. E ceva special. Pentru că te privești din tot sufletul. Foarte frumos. Și sunt lucruri pe care, uite, le spun și nu le știu nici cum prietenele mele. Că sunt lucruri pe care eu le-am ținut acolo ascunse. Da, și simt asta din partea ta. Adică simt foarte multe lucruri care... Cumva mi le pui pe tavă. Și... și probabil o să mai fie lucruri pe care o să simt să ți le spun. Da, chestiile astea nu ți le propui, știi? Da. Că nu... Da, dar uite, faptul că pot să vin să spun un anumit lucru pe care n-am putut să spun și au trecut ani. Mai important.
sunt chestii care ne blochează. Ideea e că dacă alegem să rămânem acolo... E alegerea noastră. Alegerea noastră. Eu niciodată nu am trăit în trecut. Nu am ales să mă inspir dintr-o chestie care mi s-a întâmplat. Nu cred în karma. Nu, te rog, nu spune asta, te rog, nu. Adică stai să spun, bine, nu cred în karma. Nu spune asta. Nu cred în karma pentru că nu să știi că... Eu cred. Bine, iubire. E prima ceartă. Da? E prima ceartă. Ei, de ce te-ai emoționat? Pentru că... mi-aș fi dorit să nu se dea. Păi știți adică... că tot ce se întâmplă în Casa Mireasa este potențial subiect de emisiune, pentru că totul este live streaming. Adică dacă nu se dă aici, se vede pe antena plin, nu? Da, a fost un moment în care am simțit să-mi deschid sufletul. Dar e foarte bine că ai simțit-o, pentru că dacă voi țintiți să vă căsătoriți aici, sunt unele lucruri pe care, evident, trebuie să-i le spui. Dar nu era ceva... era o experiență de viață, sigur. Da, doar nu plăcută, dar... Mă gândesc acasă că părinții mei nu știu foarte multe lucruri și cumva... Au aflat ei altele mai grele. Au aflat? Păi... știu, tot aici. Da. Da, important e că el te susține, nu? Da, și l-am simțit mereu. Că mă sprijină, că e lângă mine, că nu mă judec. Nici nu am putut să îmi deschid sufletul. Să spun anumite lucruri față de altcineva, pentru că consideram că trebuie să rămână doar pentru mine. În principiu nu faci mărturisire așa oricui, dar omului de lângă tine, pe care tu îl consideri jumătatea ta, evident că chiar ar trebui să poți să-i spui orice. E cam așa, cam asta ar fi... îți dai seama dacă e o persoană potrivită, dacă tu simți că poți să vorbești absolut orice. Și simți asta? Asta? Da, din moment ce eu îmi deschid sufletul și povestesc anumite întâmplări din viața mea, fără ca el cumva să mă întrebe, pur și simplu simt eu să-i spun. Tu ce zici, Liviu? Am rămas impresionat, dar nu cred că are de ce. Dar nu foarte tare. Nu cred că are motive să fie. Nu e așa tot timpul, știi? Nu cred că are motive să fie acum emoționată pe tema asta, pentru că a fost un lucru care s-a întâmplat. Într-adevăr, părinții ei nu-l știu, dar cred că cu atât mai bine că l-au aflat astăzi, pentru că își dau seama ce fată puternică au. Măi, Delia, până la urmă, și... părinții tăi sunt și conștienți de faptul că și tu ești un adult, te spun, cum i-am spus și Ionelei. Da, dar nu cred că îi pică bine mamei să știe. Da, dar acum, important e ce vede acum. Știi? Da. Important e ce vede acum. Că ești bine, că ești iubită, că iubești la rândul tău, asta e tot ce contează. Da. Da? Ce zice doamna Viorica? Da, m-a emoționat și pe mine, dar bine că de acum sper să ai o viață frumoasă, lângă Liviu, s-o găsit aici la Mireasa și de acum să fie bine. Așa e viața. Mai cu și cu mai bune și mai puțin bune, dar le ducem pe toate. Absolut.